Bună, sunt Cristina, sunt alături de Cornel de la FC Gașca. Bună, Cornel! Bună! Ce părere ai de meciul din seara aceasta? Un meci bun, un meci greu, ca de altfel toate meciurile cu colegii de la Hooligans, dar colegii mei s-au mobilizat și am câștigat. Ce crezi că a avut echipa adversă în minus în seara aceasta? Nu știu, poate colegii mei s-au dăruit mai mult decât ei. Am văzut că au fost câteva mici certuri. Am greșit și noi, au greșit și ei și totul s-a încheiat cu bine. Crezi că asta a făcut ca cei de la Hooligans să fie minus în seara aceasta? Nu cred. A fost un joc de fotbal în ciuda incidentelor, dar totul s-a terminat cu bine și fotbalistic i-am bătut. Povestește-ne puțin cum s-a desfășurat meciul în prima și a doua repriză, avantaje, dezavantaje. N-am ce să spun, decât că am jucat mai bine astăzi decât ei și bine că am câștigat. Pasă mare spre promovare, spre Liga 1. Când ați intrat pe teren, vă așteptați la acest rezultat? Mă așteptam să jucăm bine și speram să câștigăm. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare. La revedere! Seară bună! Nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei, să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com, să le mulțumim sponsorilor de la Civita Stars. Vă pup! O seară bună!